Bună ziua! Domnule, bună ziua! Imediat, că ieșim. Să pun codul. O secundă. Hai să pun. Hai! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Îți place primăria, Lilia? Nu v-ați să veniți la muncă și sâmbătă? Oricând e nevoie, primarul nu are program, da? De ce? Muncea și sâmbătă, și duminica, și noaptea, și ziua, tot timpul. Ștergeați imaginea de pe cameră de supraveghere? Cum? Ștergeați imaginea de pe cameră de supraveghere? Dacă ștergeam imagini? Da. Nu, cum să le șterg? Alea sunt imagini, sunt foarte bune, sunt foarte importante, deci le șterge. Demonstrează că doamna Răduc este de rea credință și minte. Asta demonstrează imagine. Și le predau poliție și le fac și public mâine. Dacă aveți răbdare să publicați mâine, vă dau link-ul și o să vedeți că este o invenție. Și că doamna exagerează și era premeditat să fac asta. Spuneți. Ce? Puteți trimite voi un echipaj, vă rog, vă aștept eu. Aveți bani sau ați văzut-o pe camere? Nu e, sunt eu aici. Sunt eu aici, am la treabă astăzi. Sunt aici cu doamna în curte și o țin. Primarul comunei, grosul sunt, primarul comunei. A, primarul comunei, da? Da, da. Sunt înțeles. Mașinile de la băieții, găscuiate. Da? De poliția. Da, da? Da, în regulă, mulțumesc. Bine, la revedere. La revedere. Ce căutați, doamne, în curtea primăriei, pentru utilajele la gospodărie? Ați luat ceva de acolo în spate? Este domeniu public. Domeniu public? Da. Este domeniu public, dar este program astăzi? Ce zi este astăzi? Dumneavoastră ce căutați astăzi? Eu lucrez tot timpul, primarul nu are program. Programul, primarul lucrează și la două noapte dacă e nevoie. Dar să încercați să ștergeți imaginea de pe cameră? Nu, eu luni să încerc să șterg în niciun caz. Eu le-am scos, le predau poliție și mă ajută, mâine fac public, le trimis dumneavoastră să vedeți că totul este o minciună. Da, nu s-o șterge nimic, ba din contra, m-am asigurat că nu se vor șterge, pentru că alea sunt foarte bune și va avea și plângere pentru declarații false. Ce căutați în curtea primăriei, vreau? Știți că sunt mașini descuiate cu poarta acolo? Ce e? Știți că astăzi... Poarta era deschisă. Ce zi este astăzi, doamnă? Poarta era deschisă. Programul este afișat mare acolo. Poarta era deschisă și este domeniu public. Ce zi este astăzi? Poarta... Chema poliția. Am înțeles. Am deci nu mă lăsați plec. Doamnă, am solicitat. Deci eu acum mă simt foarte amenințată. Dumneavoastră nu mă lăsați plec. Uitați-mă și mâinile. Păi lăsați-mă să plec. Perfect. Păi vreau să vă spuneți cine sunteți, ce căutați. De la Bună Ziua Iași, dumneavoastră mă lăsați plec. Cum vă numiți? Marta de la Bună Ziua Iași. Deci dumneavoastră nu... Vă las, dar vreau să vă legitimați. Eu sunt Ciprian Grosu. Marta Măriuță de la Bună Ziua Iași. Marta? Măriuță de la Bună Ziua Iași. O secundă. Deci acum nu mă lăsați plec. Vă las doar să-mi registrez. Păi atunci lăsați-mă. Dar vă registrez. Deci plecim, vă rog. Păi lăsați-mă să plec. Cine sunteți? Domnul, vă rog frumos, mă lăsați să plec. Eu mă simt foarte amenințat în momentul ăsta. Dar lăsați-mă să plec. Cum vă numiți? Eu am chemat poliția, înțelegeți? Lăsați-mă să plec! Cum vă numiți? Vreau să mă duc până la mașină. Marta și mai cum? Vreau să mă duc până la mașină. Marta, eu nu plec de aici, dar eu vreau să... Bine, mergeți okay, la mașină. Mulțumesc. Doamna Marta de la Bună Ziua Iași. Vă mulțumesc. Da? În regulă. Doamna Marta de la Bună Ziua Iași. O să vină poliția. Vă rog să așteptați poliția. Vă rog să așteptați poliția. Sunăm la poliție. Dacă vreți, puteți pleca. Nu nicio problemă, că am luat numărul mașinii, am făcut poze și o să mă arată. Bună ziua! O să vă fac eu o poză dacă doriți. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu, fără acces, fără drept de acces, în spate primăriei. Nu e autorizat să intri. Nu are voie. Este afiș în spate că e acces interes, este zona de gospodărie comunală, acolo sunt utilaje deschise, astăzi este sâmbătă, nu este program cu publicul. Nu poate să intri de capul ei. Am înțeles. Ea este doamnă. Vă rog să-mi numați fiecare câte o carte de identitate. La telefonul și dacă ajută. Nu te-a
Eu am venit. Existau suspiciuni că dumnealui încerca să șteargă niște filmări de pe camera de supraveghere care îl incriminau. Eu când am ajuns, partea era deschisă și am intrat. Nu este scris nicăieri că eu nu pot să intru. După aia m-am așezat frumos aici în față. Așa, dumnealui când a ieșit afară, eu am început să-l filmez, să-l întreb ce căuta în primărie, dacă încerca să șteargă filmările, da sau nu. Dumnealui, după aia m-a ținut înăuntru, nu m-a mai lăsat să plec. Da, m-am închis porta și m-am întrebat cum vă cheam. Nu, există o filmare în care nu m-a lăsat să plec. Și eu m-am simțit foarte amenințată, așa, și după o perioadă când dumnealui a văzut că eu tot filmez în continuare, m-a lăsat să plec în sfârșit. Și am să vă aștept și dumneavoastră să vedeți că nu am făcut nimic de rău, atât timp cât nu scrie nicăieri că eu nu pot să intru ca jurnalist. Eu mi-am făcut pur și simplu meseria, iar dumnealui m-a ținut înăuntru, m-a lăsat să plec.